La ședința de Consiliu Local din 26 iulie a lipsit, conform apelului nominal realizat de secretarul Gheorghe Carnariu, doar liberalul Bogdan Andrieș. La ședința ordinară de astăzi sunt prezenți 20 de consilieri din totalul de 21 consilieri și vreau să-mi permiteți să vă reamintesc prevederea articolului 46 din legea numărul 215 republicată privind administrația publică locală. Nu poate lua parte la deliberare și la adoptarea votărilor consilierul local care fie personal, fie prin soț, soția, fi sau rude până la gradul al patrulea inclusiv, are un interes patrimonial în problema supusă dezbaterilor Consiliului Local. Vă mulțumesc! Primarul municipiului Laurențiu Leoreanu, inițiatorul proiectului referitor la aprobarea Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism, a anunțat retragerea actului normativ din motive legate de aprobarea la nivel guvernamental a unor noi reglementări cu care proiectul local ar fi trebuit coordonat. O observație am să vă rog. Punctul 3 de pe ordinea de zi îl voi retrage, tocmai pentru că așteptăm niște informații de la Uniunea Arhitecților. Am crezut că vor veni până la data ședinței, așa încât vă retragem astăzi și vom introduce într-o ședință următoare. Vă mulțumesc! Între timp a fost aprobată și votată ordinea de zi a ședinței ordinare din luna iulie. Ordinea de zi cuprinzând cele 27 de proiecte, urmarea retragerii de pe ordinea de zi a proiectului cu numărul 3, vă supun spre aprobare ordinea de zi. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Mulțumesc! Primul proiect pe ordinea de zi este proiectul de privind completarea hotărârii Consiliului Local numărul 101 din 2008 privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al municipiului Roman. Avizul Comisiei de Administrație Publică. Mulțumesc. Discuții? Dacă nu, spun la Comisia Juridică. Mulțumesc. Supunem la vot acest proiect de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc! Primarul Leoreanu a invitat consilierii locali să participe la deschiderea bâlciului anual, care va avea loc joi 28 iulie la ora 10:30. Da, aș vrea să vă informez că joi la ora 10:30 se va deschide bâlciul tradițional de la Roma, drept pentru care vă invit la ora 10:30 să mergem împreună la deschiderea acestui eveniment deja în tradiția municipiului Roman, pe care noi de la an la an încercăm să-l ajuționăm, să-l perfecționăm și să fim împreună la deschiderea acestui eveniment anual. Vă mulțumesc! Ședința ordinară din luna iulie a demonstrat mai multe lucruri. Pe de o parte, faptul că cei 5 consilieri prezenți ai PSD s-au abținut la o serie de proiecte, cum ar fi cel de construire a stației GPL în zona străzii Sucedava. Și la votul privind vânzarea unor terenuri, consilierii PSD nu au votat. Consilierii Iulia Havrici și Radu Curpăn nu au votat, anunțând că au interese legate de acest proiect. Pe de altă parte, au existat situații în care unii consilieri au votat și pentru și împotrivă sau nu au votat deloc. Asta e dovadă că inițiativa primarului de a organiza o școală de vară ar fi trebuit să înceapă chiar de la Roman.